Protestul este foarte important dacă vrem să pretindem că trăim într-o societate democratică. Mi se pare că ne mândrim foarte tare cu democrația asta, dar nu prea facem nimic ca să o păstrăm. Pare că foarte mulți oameni în țara asta ar vrea ca democrația să însemne un sistem care lucrează pentru ei fără ca ei să nu facă absolut nimic, ceea ce nu este posibil. Avem foarte multe unelte de exercițiu democratic la îndemână și trebuie să le folosim. Protestul este una dintre ele. Cum vă explicați faptul că foarte mulți tineri nu se implică? E o mână de oameni aici. Nu sunt sociolog ca să pot să fiu foarte încrezător în părerea mea, dar asta nu înseamnă că nu pot să am o părere. Dar într-o anumită măsură cred că are legătură cu faptul că confortul este foarte mare, mai ales când vorbim despre generația mai tânără. Acești copii nu au crescut în aceleași greutăți în care au crescut părinților, de exemplu, care cumva poate ar avea o idee mai bună despre ce ar însemna democrația asta și de ce ar trebui prețuită. Și cred că sunt foarte multe lucruri care îi trage la inactivitate în jurul lor. De la jocuri video, la mâncare ultraprocesată, cumva pare că tot universul lor îi trage la a fi cât mai pasivi, așa simt, din acest punct de vedere. Și cum credeți că ar putea fi implicați mai mulți tineri în viața civică? Pentru că ceea ce se întâmplă în plan politic îi privește personal. În funcție de ceva, politicienii vor decide dacă rămân în țară, dacă pleacă din țară. Da. Apropo de ce ziceam mai devreme, de unelte, de lucrurile care înconjoară generația tânără, putem vorbi despre un sistem educațional care nu plantează sămânța gândirii critice în acești copii. Și cred dacă această gândire critică ușor s-ar dezvolta prin, content politic, prin citit de cărți, nu știu, sunt multe metode prin care chestia asta se poate întâmpla, dincolo de școală, cred că dacă lucrul ăsta s-ar dezvolta mai mult, poate lucrurile s-ar duce într-o direcție mai bună. Mesajul tău către tineri? Ce anume? Mesajul tău către tineri. Mesajul meu către tineri este să citiți. Asta e tot ce pot să... Și sună pretențios și elitist, dar nu mă jur și promit că nu vreau să spun în sensul ăla. Cred că cititul este soluția pentru foarte multe probleme cu care ne confruntăm în momentul de față. Și o ultimă întrebare, ce s-a întâmplat acum cu votul la locale și la europarlamentare? Este descurajant? Veți merge la vot la alegerile parlamentare? Da, voi merge la vot la toate alegerile care vor avea loc anul acesta. E greu să dau un verdict clar. Pe de o parte, mi se pare că felul în care s-a votat, dincolo de fraudă, care a fost, dar mi se pare că felul în care s-a votat arată că se dorește un viitor mai bun pentru această țară. Faptul că a existat fraudă electorală, cumulat cu faptul că opoziția la PSD și PNL, la această coaliție jegoasă, nu s-a organizat corect, a dus la rezultatul pe care îl avem acum. Dar cred că este, imposibil de negat faptul că ușor românii încep să-și dea seama cam încotro ar trebui să se orienteze cu ștampila lor de vot. Mulțumesc mult!